Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi, precum ați văzut din titlu, fac un haul. N-am mai făcut un haul de... cred că de la 1 decembrie, când am început vlogmasul și a trecut ceva vreme de atunci. Însă, haulul de astăzi se referă doar la lucrurile pe care mi le-am cumpărat sau le-am primit în perioada de izolare. Vreau să spun că am un munte aici lângă mine și sunt în proporție de 90% doar cosmetice și produse de machiaj. Așa că știu că o să vă placă, o să vedeți noutăți, o să vă spun și mici păreri dacă le-am încercat sau nu, sau de ce mi le-am cumpărat. Așadar, dacă vreți să aflați totul despre noutățile din colecția mea de machiaj și cosmetice, în mare parte, urmăriți-mă în continuare. O să încep cu o sacoșă imensă pe care am primit-o. Sper să nu fuși, e foarte tare, de la DM. Precum știți, eu sunt brand ambassador pentru ei. În fiecare lună îmi aleg produse de la ei din magazin, dar cum în perioada aceasta a fost susținută ideea de a sta acasă, cei de la DM au decis să îmi trimită produse direct la ușă. Așa, pentru că nu vreau să fie un videoclip foarte lung și să mă lungesc extraordinar de tare, o să încerc să vă arăt produsele pe repede înainte. Primul produs pe care l-am primit de la ei și este și cel mai mare, de aceea l-am scos așa rapid, este o sare de baie cu lavandă. Eu nu am cadă, din păcate, așadar cred că o să o fac cadou cuiva la un giveaway, pentru că sunt convinsă că este o persoană care se poate bucura de ea. Mai departe, am o lumânare de la Glade, care miroase, este dintr-o colecție cu The Nutcracker cu Disney și este cu o aromă care se numește Nut Delight. Și vreau să spun, miroase a Nutella, a hazelnuts, a ciocolată cu hazelnut, nu știu, miroase delicios, vreau să-l mănânc, ok? Vreau să-l mănânc. Mai departe, de la Ayumi, am un gel de duș, un body wash cu turmeric și papaya. Ia să vedem cum miroase. Miroase și ăsta mâncabil, bineînțeles. În cazul în care nu știți, Ayumi este un brand vegan pe care îl găsiți în DM, dar și pe site-ul lor, cred că se numește biocart.eu. Oh my god, ce drăguț! Mai departe am și un bath bomb, care arată de parcă este ceva cu frișcă și înghețată, pe care se numește One in a Melon. Și miroase super bine, așa cum am spus și mai devreme, nu am cad, așa că și acesta va ajunge la o cutie pentru un giveaway pentru voi. Mai departe, o chestie care mă bucură mai mult decât ar trebui, am primit o mănușă din asta de exfoliere. Îmi plac chestiile de exfoliere de nebunesc, mai am o mănușă de genul acesta, așa că sunt super bucuroasă și o să o folosesc cu drag. Mai departe, de la brandul acesta care se numește, cred că Bernengen din Stockholm, este un body lotion cu ulei de trandafir, are ingrediente 95% naturale, pentru piele foarte uscată. Și are 400 de mililitri. Ceea ce mi se pare foarte tare este că este cu pompiță și sunt curioasă pentru că eu am pielea foarte uscată și chiar vreau să mă joc cu ea mai mult. Am folosit-o odată și mi-a plăcut, însă mai vreau să-i mai dau o șansă, două, trei, să văd exact cum este, pentru că, sincer să fiu, nu mi-am făcut nicio părere. Mai departe, de la Petit Marsea, am un gel de duș care este nutritiv intens, tot cu ulei de trandafir și cu ulei de argan, și cu ceară de albine. Tot de la DM am primit și o pastă de dinți de la Himalaya, care este naturală, ceva cu refreshing lasting breath. Nu am încercat niciodată o pastă de dinți de la Himalaya, așa că sunt încântată să o testez. Mă bucur când primesc așa produse random, pentru că în felul acesta pot să testez lucruri noi. În aceeași cutie am primit o cremă. Este de la I Provenzali, care este ceva în italiană, tot ceva cu trandafiri, cam acesta a fost, văd că, tematica. Este pentru tenul normal sau combinat și că ține 24 de ore, fără parabeni, fără siliconi, fără SLS, fără PEG. Origine 99,92% natural, testată în laborator. Ok, abia aștept să o testez. Am foarte multe creme, trebuie să mă opresc din cumpărat creme ca să pot să le testez și pe cele pe care le primesc. Încă o cremă care mi s-a părut foarte tare este de la Balea și este cu vitamina C și SPF 15. Mai departe am un lip gloss din gama Plumping Nudes de la Essence, care este o culoare care mă reprezintă super mult, este exact ce am eu pe buze, un mauve nude, așa,
foarte drăguț. Apoi din gama de la Balea am o cremă hidratantă care se numește Copacabana. Miroase a cocos. Super drăguț, este ediție limitată. Apoi de la Farmec, din gama Argan Plus, am un șampon pentru păr deteriorat, greu de aranjat. I know, e descrierea mea, este cu keratină și nu am testat niciodată un astfel de șampon, așadar chiar vreau să-l testez și abia aștept să-l încerc. O să revin către voi cu păreri ca să vă spun ce și cum, dacă merită să vă luați voi asta. Apoi am de la Essence un iluminator lichid din gama Insta Perfect. Cred că îl am pe acesta sau am unul mai deschis. Vreau să văd dacă mi se potrivește, deși este destul de auriu și de închis la culoare. Deci probabil o să îl fac cadou într-un giveaway. Dar pentru o piele bronzată la vară o să fie super de aplicat pe picioare și pe gât. Nu știu dacă se vede că lucește. Super drăguț, dar eu am nuanța mea din gama aceasta, așa că o să o fac cadou pe asta. Apoi am o ojă aurie de la Farmec. Un fard din gama L'Oreal, textura ulei în pudră, este o gamă nouă, care este nuanța Extra Foil, este un auriu și chiar voiam să încerc această gamă, încă nu am apucat să le testez, așa că abia aștept să mă joc cu el. Mai departe am un șampon din gama Nature Box cu ulei de coco 100% presat pentru hidratare, este fără sulfat, fără silicon și fără coloranți artificiali. Este vegan, are 84% ingrediente naturale, un ambalaj din plastic reciclat, în proporție de 25%. Sună super bine și abia aștept să mă joc cu el. Așa cum am spus, o să revin cu păreri. Să știți că foarte multe review-uri mici, găsiți și pe Instagram la mine, așa că uitați-vă acolo pentru că am highlights pentru hair care, pentru body care, pentru skin care. Acolo găsiți review-uri pentru astfel de produse mici care să vă ajute și pe voi. Și ultimul produs, dar nu cel din urmă, este dintr-o gamă de ediție limitată de la Balea, care se numește Pacific Vibes. Miroase super bine, abia aștept să-l folosesc. Și cam acestea sunt produsele de la DM. Toate au venit și într-o sacoșică din asta așa. Am o grămadă de sacoșe din astea și totuși de o grămadă de ori uit să le iau cu mine la magazin. Încerc să le las în mașină. Tot de la DM mi-am cumpărat eu singură o cremă cu manuca de la Jaya. Una dintre voi mi-a recomandat această cremă pentru că conține acid mandelic și că cumva exfoliază ușor. Vreau să o testez, așadar am luat-o ca să văd cam care e treaba cu ea. Mai departe, eu tot de la DM mi-am cumpărat această cremă care se numește Sun Dance. Este o cremă cu SPF 50. În cazul în care nu știați, trebuie să ne dăm cu cremă cu SPF 50 absolut în fiecare zi, atunci când ieșim din casă, indiferent de anotip. Așadar, sunt în căutarea cremei, cea mai ieftină cremă și cea mai bună de pe piață. Mi-a plăcut aceasta că nu are parfum și știu că pe multe dintre voi vă interesează acest aspect. Conține acid hialuronic și coenzima Q10, este anti-age și are o grămadă de ingrediente hidratante. Așadar, vreau să o testez și o să revin către voi cu mai multe păreri. Mai departe, vreau să vorbesc despre biocard.eu. Este un site care are o grămadă de produse cu, în mare parte, din origine naturală, vegane, cu ingrediente super ok, sănătoase, încearcă să aibă produse cât se poate de bio, eco, zona aceasta. Am rugat frumos să-mi aleg un brand, mi-au dat o listă de la ei de pe site și să vorbesc despre produsele lor. Mi-am ales așadar brandul Kiligi, care este mai mult focusat pe gama de skincare. Cu ochiul pentru că au un ambalaj foarte drăguț și mi s-a părut super simpatic, așadar vă arăt imediat produsele pe care mi le-am ales eu de la ei de pe site. Primul produs este un scrub exfoliant cu microgranule de orez și vitamina E. Este singurul produs pe care l-am încercat până acum și este practic o cremă care are niște particule abrazive foarte, 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 foarte mici. În felul acesta nu vă zgâriați și nu vă afectează în niciun fel. Ambalajul este super drăguț. Scrie pe el, My skin is naked, clean and fresh exfoliating scrub. De asemenea, mi-am ales și un cleansing foam cu acid hialuronic. Este o spumă de curățare și este într-o cantitate destul de mare, adică are 150 de mililitri și este pentru toate tipurile de ten.
Am primit de la ei și un șampon pentru scalp sensibil, cum este al meu, care hidratează aparent, nu are parfum și îmi place super mult, tot așa că vine cu pompiță și este o cantitate de 250 de ml. Apoi, încă o cutie super simpatică pe care scrie Diets are not for skin, este o cutie pentru o cremă hidratantă pentru ten normal, uscat sau foarte uscat, are 93% ingrediente naturale și este super hidratantă, are ulei de argan și ulei de migdale. Și nu în ultimul rând, încă un ambalaj super simpatic, am această cremă de ochi pe care scrie Young is a feeling și este anti-îmbătrânire cu liftonin expres, nu știu ce este ăsta, cu vitamina E și are 94% ingrediente naturale. Am uitat să vă mai arăt un lucru de la DM, probabil o să mai fie câteva. Mi-am cumpărat acest ulei de trandafir de la Alverde, l-am tot văzut recomandat prin blogosferă, arată așa, încă nu l-am încercat, dar îmi doresc să îl încerc în curând, deși eu trebuie să recunosc că nu sunt foarte mare fană a uleiurilor de ten. Tot de la ei mi-am cumpărat o cremă hidratantă care este de la Palmer's. Îmi place super mult cum miroase și este destul de groasă. Deși pe ea scrie că se poate folosi înainte de machiaj, aș recomanda-o înainte de machiaj doar unui ten uscat sau foarte uscat, dar o să revin cu păreri despre ea pentru că eu iubesc produsele de la Palmer's extrem de mult. Extrem de mult și îmi doresc să-mi placă foarte tare. Mai departe mi-am luat o comandă pe Pink Panda și mi-am cumpărat o colecție nouă de la Catrice cu produse dintr-o gamă ediție limitată care din păcate nu se mai găsește. Mi-am luat două blush-uri și două luminatoare. Dacă vreți să vedeți mai multe despre comanda aceasta, intrați la mine pe Instagram și vedeți în highlight-ul de shopping. Acolo vă arăt exact tot ce mi-am cumpărat pentru că din păcate astea nu se mai găsesc. Mi-am luat și cel mai tare iluminator din lume, dar o să vedeți acolo mai multe despre această colecție pentru că nu vreau să vorbesc mult despre ea pentru că a fost ediție limitată și nu aveți cum să vi le mai achiziționați. Însă, am luat și această paletă de iluminatoare de la Essence, care cred că încă se găsește și are aceste iluminatoare foarte frumoase și credeți-mă, sunt super nebune. Sunt, vedeți cum arată cel de pe degetul meu? Este incredibil, foarte, foarte pigmentate și a costat, cred că, vreo 30 de lei maxim. Așadar, dacă găsiți această paletă care se numește Choose Your Glow de la Essence, vă recomand cu drag. Tot de la Essence mi-am comandat eu o colecție nouă care se numește Bronzed This Way. Mi-am luat acest bronzer care este cea mai deschisă nuanță pe nume 01 Catching the Sun. Și ce mi s-a părut foarte drăguț la el este faptul că are acest pattern de animal print. Culoarea este perfectă pentru mine, este destul de deschis și se aplică foarte ușor. Foarte ușor. Dacă aveți un ten mai închis, puteți să vă luați nuanța 02 sau 03. În aceeași colecție nouă mi-am luat acest blush lighter. Este un blush care este așa ombre de la închis la deschis. În imagine părea un pic mai peachy, așadar este undeva între blush și iluminator. E cam deschis, mi-ar fi plăcut să-mi iau unul un pic mai închis. În aceeași colecție am găsit și acest bronzer, care este tot din gama Bronze This Way, Baked Bronzy Blush, nuanța Giraffe Me Crazy. Este așa, este un bronzer cop care are particule iluminatoare, ușor portocaliu pentru gustul meu și ușor scripicios, dar o să văd cum îl pot integra un machiaj, încă nu l-am testat, sincer. Uite, o să o ordine foarte random. Tot de la DM mi-am mai luat și această pudră de la 183 Days. Este o pudră ușor iluminatoare. Încă n-am testat-o și sunt curioasă să văd cum va fi. Mi-am mai luat de la Kalos un serum pentru fire uscate, pentru că am vrut să îl testez, a fost super ieftin, vreo 7 lei și vreau să văd dacă este bun de ceva ca să vi-l pot recomanda. Eu îmi cumpăr aceste produse pentru că vreau să văd dacă vă le pot recomanda. Mi-am făcut o comandă și pe parfimo.ro, o să le spun într-o ordine oarecare pentru că acum despachetez absolut totul. Am acest fond de ten de la Revolution care se numește Conceal and Hydrate. Eu din aceeași gamă am și fondul de ten și concealerul Conceal and Define. Au făcut varianta hidratantă la alea și vreau să văd cum este. Dacă vreți să vorbesc despre ele într-un clip, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii și voi vorbi despre ele. După mult timp am prins și OMG Box de pe Makeup Shop. Nu prea l-am prins decât de două ori și înăuntru erau mai multe chestii, dar nu știu ce am făcut cu toate. În mare parte avem așa, un creion mov de buze și de ochi, cred, de la Sleek.
A, este un creion waterproof, un ruj metalic de la Boys & Berries, încă nu știu ce nuanță este, o mostră de ser de la Elizaveca, nu știu cum se citește brandul, acesta este un brand din Coreea, cu acid hialuronic, și un blush din ăsta așa combinat de la Milani, pe care abia aștept să-l testez. În OMG Box am mai găsit și această pensulă de la Real Techniques, este genul aceea de pensulă în formă de periuță de dinți, pentru a blendui, pe ea scrie iluminatorul sau highlighterul. Merge pentru fond de ten, credeți-mă. Și cred că asta a fost în OMG Box. Nu știu sigur, dacă mai dau de ceva, vă spun imediat. Tot de pe parfumul mi-am luat și acest fond de ten de la Revolution, pentru că vreau să-i fac și acestuia un review. Se numește Matte Base Pure Blurring Full Coverage Foundation, deci este cu acoperire mare, blurează, este mat, deci probabil pentru un ten gras, însă dacă vreți și pentru acesta un review să-mi spuneți și o să-i fac. A, uite, în OMG Box aveam și această mască de față. Sper că nu am ratat nimic. A, și un spray de setare de la NYX pe care nu îl am aici. Deci asta a fost în OMG Box. Știu că am sărit de la una la alta. Tot de pe parfumul mi-am comandat un blush care e mic, 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 mic. Este de la Rimmel și este foarte peachy și este cremos. Și arată așa. L-am testat doar pe mână, dar pare super interesant și bun. O să mă mai joc cu el. Apoi, cum v-am spus, din gama aia de la Revolution cu Conceal and Define mi-am luat Conceal and Hydrate Concealer. Să știți că pe parfumul ăsta au niște prețuri super bune, așa că le-am prins la ofertă și nu am ratat să mi le iau. De la DM am luat de la Alverde un Eye Roll-On cu acid hialuronic, deci este efectiv ca un deodorant roll-on, da? Are aici o biluță și dai așa în zona ochilor și se simte super răcoros, cumva ca să îți dezumfle zona aceasta dacă o aveți umflată. Se simte super bine, l-am încercat o singură dată. Mi-am cumpărat și două rujuri din gama Stay 8 Hours Matte de la Essence și nu mi-am dat seama, dar nuanțele sunt super asemănătoare. Cred că se și vede. Pe mână sunt și mai asemănătoare. N-am apucat să le port foarte mult. Le-am portat într-o singură zi și mi s-au părut ok. Am luat tot pentru a face un review aici pe canal un fond de ten care a fost foarte puțin, cred că 12 lei. Este un fond de ten hydro, hidratant, de la Alverde. Dacă îi vreți review să-mi spuneți. Din DM au apărut aceste ouă, suporturi pentru bureței, împreună cu burețel din gama Ebelin, care este foarte bun și a costat cred că 15-20 de lei maxim, dar mi-a plăcut foarte mult că vine cu acest suport care are și găurele ca să respire burețelul și să se usuce corect fără să facă mucegai. Mi-au ajuns și niște comenzi de pe AliExpress, așadar o să vă arăt așa ca talmeș-balmeș, pentru că nu le-am împreună exact în ordinea în care le-am cumpărat, mai ales că a trebuit să le car. Mi-am cumpărat o paletă de la Beauty Glaze de pe AliExpress, mi se pare că este o copie după fardurile de la Huda Beauty. Curioasă să văd cum sunt, îmi doresc să fac un look doar cu produse de pe AliExpress, să vă fac review-uri, să vă spun ce este bun și ce nu. Și tot de pe AliExpress mi-am luat un fond de ten de la brandul Pudayer, cred că așa se citește. Este un fond de ten care rezistă 24 de ore, că nu usucă, că controlează în același timp excesul de sebum, că reduce apariția porilor. Este bun și pentru tenul gras, non-settling, ok, non-caking, non-streaking, nu lasă dungi, fondul de ten ideal conform descrierii, dar vreau să îl încerc. Dar cum ați observat, îmi place să încerc fonduri de ten noi aici pe canal și îl voi încerca și pe acesta în curând. Tot din DM mi-am cumpărat și o pensulă din gama nouă de la Essence, au mai multe pensule, mi-am mai comandat și cele de față și de pudră, le găsiți cred că acum în DM și asta a costat 10 lei, este o pensulă plată foarte drăguță și vin toate în ambalaje din astea așa de plastic super simpatici. De la ei mi-am luat și de la Bialenda sau Bielenda, un autobronzant din ăsta cremă, hidratant, care este progresiv și abia aștept să-l folosesc. Spune că este 2-in-1, dar nu prea înțeleg foarte tare pentru că este scris în poloneză. Însă, pe cutie spune că este produs unic de bronzare a corpului care permite atingerea efectului de bronz natural într-o perioadă scurtă de timp. Formulă cremoasă și ușoară, se distribuie uniform pe corp, bla bla bla. Abia aștept să-l testez și o să revin cu mai multe impresii. Să știți că am încercat din gama Balea Magic Summer Crema lor hidratantă care bronzează și este foarte bună și vreau să văd dacă acesta este la fel. Pe parfumo, pentru că așa cum v-am spus am prins super oferte, mi-am luat de la Vaseline această cremă de corp super hidratantă și am dat pe ea
6 lei. Ceea ce mi s-a părut super bine, miroase foarte plăcut, este extra hidratant, dar lichidă în același timp, nu rămâne lipicios, ceea ce mi-a plăcut super mult, așa că pentru 6 lei chiar și-a făcut treaba foarte bine. De pe Makeup Shop mi-am cumpărat încă o dată această cremă super extra mega hidratantă de la Tony Moly. Este o mască de noapte pe care o ador. Este una dintre cele mai hidratante creme pe care le am eu în colecția mea și o pun ca ultim pas în rutina de îngrijire a pielii. La final, într-un strat gros și miros super bine a banane, iar dimineața mă trezesc cu tenul extra hidratat. De la Ebelin mi-am mai luat un burețel, nici nu l-am scos din ambalaj, este un burețel de spălat fața de data aceasta, fiind ușor abraziv. Și acesta a fost vreo 12 lei, poate. Bun, și am ajuns la comanda care mi-a venit acum câteva zile, nici nu m-am uitat prin astea pentru că am plecat către București și am zis că oricum o să fac acest haul. Este o comandă pe care am dat-o pe site-ul makeup.ro. Este asemănător cu Parfumo sau cu Notino. De ce spun că sunt asemănătoare? Pentru că toate aceste site-uri plus Pink Panda sunt site-uri din Polonia, deci comanda întotdeauna vine din Polonia, dar se plătește în ramburs, e ca și cum ar veni de la noi din țară, fără nicio problemă, doar că durează cam o săptămână până vin produsele. Însă îmi place să-mi comande pe aceste site-uri pentru că ele sunt un pic mai bune decât la noi și găsesc o varietate mai mare de produse. Așadar, am comandat această mască de păr de la Garnier cu banană. Se numește Banana Hair Food. Este ultra lăudată pe internet, așadar am vrut neapărat să o încerc și eu să văd cum este. Pentru că am vrut să încerc mai multe produse de păr, mi-am comandat un ulei care arată de parcă este de pe vremea lui bunica, însă avea așa de multe review-uri bune încât n-am rezistat să mi-l iau, a fost 18 lei și este dintr-o gamă care se numește Dabur Amla Hair Oil. Nu știu unde am mai văzut cutia asta, pe tântița asta am mai văzut undeva, știu de uleiul acesta. Habar n-am de unde, însă avea review-uri extraordinare. E uriaș! E mare de tot pentru un ulei de păr, deci sunt foarte curioasă să văd cum este. Vreau să-mi scrieți, să-mi spuneți ce părere aveți despre el, dacă l-ați încercat, pentru că mă omoară curiozitatea. Tot din gama de bunică, tot așa chiar se cheamă rețetele bunicii, nu înțeleg ce scrie pentru că este în rusă, este o mască de păr pentru păr deshidratat, nu mai înțeleg, este o gamă care se cheamă rețetele bunicii, așa se cheamă brandul și tot de pe site-ul makeup.ro este, o să revin cu păreri. Pentru păr am mai luat de la brandul Marion, pentru că au fost foarte ieftine, respectiv 5 lei, 6 lei, niște uleiuri de păr. Unul este cu macadamia și ylang ylang și unul este cu argan și sunt mici, 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 mici și drăguțe, dar acesta mi se pare ideal de luat în călătorii. Dacă nu o să-mi placă uleiul ăsta, o să golesc sticluța și o să-mi pun uleiurile mele. Am luat și o mască de păr, tot de la brandul Marion, vreo 2 lei, și am luat două seruri de față. Unul este tot de la Bielenda, care să știți că îmi place mult în ultima vreme, care este cu cannabis, este cu CBD oil și de mult vreau să încerc cosmetice cu CBD, văd că sunt în mare trend acum, așadar am luat două seruri. Unul este de la brandul India, care văd că numai asta fac, și gama aceasta de la Bielenda cu CBD. Să știți că aveau și cremă în gama asta, aveau, cred că, și mască și ceva de curățat fața, deci dacă vă interesează, puteți să vă uitați. La fel, revin cu păreri, plus o mască de față tot cu CBD. Iar în zona de make-up, mi-am luat 3 rujuri de la Golden Rose, pentru că pe site-ul makeup.ro rujurile de la Golden Rose sunt 17 lei, deci un preț super bun. Mi-am luat nuanțele 20, 21 și 04 și un concealer de la un brand corean care se numește The Sea. Deci am rămas fără baterie și am lăsat puțin bateria la încărcat, am fost să mănânc în timpul acesta și noroc că mi-am amintit că mai am o grămadă de chestii să vă arăt. Deci, doamne, câte mi-am luat în carantină, e fascinant. Și cam toate scumpărate de mine, nu prea le-am primit eu așa PR chestii în carantină. Așadar, știu că ce urmează o să vă placă foarte mult. La Morphe, în perioada aceasta, au fost în continuu, ofertă, cred că și acum este ofertă. Și pentru că tot au fost oferte, am zis, ia să pun și eu o comandă. A durat 550 de ani până a venit la mine, am crezut că s-a pierdut, dar iată că nu s-a pierdut. Mi-am luat 3 produse. Primul produs este acest spray de setare din colecția cu Jeffree Star, care miroase a berries. Din punctul meu de vedere este un pic prea parfumat, l-am testat o singură dată și am fost gen, mamă, dar ce tare miroase. Însă spray-ul în sine
E foarte fin. Asta e foarte fain. Însă e, mirosul este foarte tare. Mă mir cum de n-a spus foarte multă lume chestia asta pe net, că nu prea am auzit să fie spusă. Însă asta mă deranjează. Și bineînțeles, mi-am luat din aceeași colecție și paleta cu Jeffree Star. Chiar i-am făcut, un look cu, parțial cu ea. Și nu am încă o părere despre ea. Cred că o să-i fac review, nu știu sigur încă. Urmează probabil să vedeți aici pe canal. Ea arată așa, m-a atras pentru fardurile si de fate care sunt în paletă, dar și care nuanțe de roz pe care le port eu în mod obișnuit. Până una alta, mi-am luat-o sinceră să fiu, pentru că mi se pare un produs de colecție și că l-am prins la un preț foarte bun. A, de la Essence mai am un burețel, mi-a apărut în aceeași sacoșă. Și tot de la Morphe mi-am mai luat o paletă care e super mare, mi se pare mai mare decât paletele lor de 35 de culori de până acum. Este la fel de mare aproape ca cea cu James Charles și aceasta este paleta 39S, se numește Such a Gem și culorile sunt exact din povestea mea. O să vă dați seama imediat, este plină de movuri și rozuri, multe nuanțe sidefate, multe nuanțe duocromatice. E o paletă superbă și tot așa am prins-o la ofertă, cred că am dat până în 100 de lei pe ea, ceea ce mi se pare extraordinar și sunt super încântată, plus că e mare, vedeți că e cât capul meu. Mi-am mai luat și o pudră de la Essence care se numește My Skin Perfector. Am un rimel de pe AliExpress pentru că v-am zis că vreau să fac acel machiaj cu produse de pe AliExpress. Mi-am luat de la Jaya o mască de păr cu unt de cacao, care miroase a ciocolată super tare și este smoothing, este pentru un păr uscat sau degradat. Ideea este că eu am plecat în această căutare de produse foarte ieftine și foarte bune și am întrebat la un moment dat pe Instagram ce măști ieftine și bune îmi recomandați și aceasta de la Jaya a apărut în recomandări împreună cu încă câteva de la Jaya. Așa că am zis că le iau pe rând și mi-am luat-o pe aceasta și o să revin cu o părere. Am mai vorbit despre alte măști ieftine și bune, tot pe Instagram aveți un highlight, așa cum am spus, cu hair care și acolo probabil o să vină update-ul și despre această mască. De la DM mi-am luat un set din acesta de lame pentru sprâncene și pentru față. O mască din acesta care se numește Bubble Mask, care face bule. Am găsit această farmacie care seamănă cu Farmacia Tei sau e Farmacia Tei versiunea de Iași. Seamănă foarte bine. Se numește Universul Sănătății parcă. Ceva Sfântul Sfiridon, dacă sunteți din Iași, să știți că este în zona Alexandru. Și de acolo mi-am mai luat un parfum de la Verset. Probabil știți, sunt mare fană a parfumilor Verset. L-am mai încercat pe acesta. Acesta se numește Glam. Este o copie după 212 de la Carolina Herrera și îmi place foarte mult cum miroase. Și să știți că asta rezistă extraordinar de bine. Tot din colecția de la Essence mi-am luat și un ulei de bronzat. Acum vreo 20 de zile am început să iau niște suplimente alimentare pentru față și pentru păr, pentru unghii, despre care vreau să fac un clip aici pe YouTube. Așadar, am luat niște suplimente cu acid hialuronic de la Balea, care se numește Beauty Shot, și au fost foarte bune și aveau mult acid hialuronic, așa că am decis să trec la următorul produs cu acid hialuronic pe care vreau să-l încerc. Acesta este un supliment fix cu acid de 100 de miligrame, are 30 de tablete. Efectiv, tabletele sunt până la linia asta, restul cutiei e goală, nu pot să înțeleg cum funcționează. Și am luat și un supliment de colagen, pe acesta îl găsiți la Grădina Sănătății de asemenea. Este cel mai bun supliment cu colagen pe care l-am găsit pe piață. Eu am căutat de la toate brandurile suplimente din astea de frumusețe să văd care e best of the best și din cercetările mele acesta ar fi cel mai bun. Oricum, după ce îl termin și trec 20 de zile și combinat cu acidul hialuronic, vreau să fac un clip în care să vă vorbesc despre aceste suplimente. Credeți-mă că fac diferența. De la aceeași farmacie mi-am luat un șampon care a fost 10 lei și este cu keratină și este pentru păr uscat sau degradat și am uitat în ingrediente și să știți că are foarte multe tipuri de proteină și de keratină. Așa că am spus că sigur trebuie să fie bun din moment ce are atât de multe feluri de proteină și keratină. De la Dr. Pau Pau am primit 3 balsamuri din colecția lor. Am mai avut odată, cred că două dintre ele sau unul dintre ele și să știți că acestea pot fi multifuncționale, pot fi folosite în o grămadă de feluri, pe post de balsam de buze, pentru cuticule, pentru față, pentru păr, iar cele colorate pot fi folosite și în obraj. Ăsta, de exemplu, la culoarea asta e super drăguț pentru a fi folosit în obraj, dar și pe ploapă. Sunt niște produse multifuncționale super simpatice. Tot din farmacia mi-am luat un ulei care arată destul de cheap, așa, de păr, care spune că este Splendor, cristale lichide cu ulei de cocos și semințe
esențe de in. Ideea e că l-am încercat, nu este foarte gros, deci nu încarcă părul foarte tare și miroase super frumos. Așadar, o să mă joc cu el și o să revin către voi. A fost doar 10 lei. Motivul pentru care am dat comanda la parfum o prima dată a fost această mască de păr pe care o găsit și în DM. Este masca mea de păr preferată din toate timpurile, dar am dat pentru că a fost super ofertă și la 470 de ml am dat 100 de lei, în timp ce în DM este un pic mai scumpă de obicei, inclusiv atunci când este la ofertă. Și să știți că la DM în ultima vreme nu prea am mai găsit-o. Recomand să vă luați din DM varianta micuță, care e undeva la vreo 50 de lei, să vedeți dacă vă place masca aceasta și dacă vă înțelegeți bine cu ea, uitați-vă și pentru varianta mare. Îmi place enorm de mult și mă bucur acum cum mi-am luat asta mare de tot. Asta e masca vieții mele. Pe parfumul mi-am luat de la Dermacol și un scrub de corp care se numește Aroma Ritual și este cu măr și scorțișoară și miroase a Crăciun. Iubesc stilurile astea de gusturi, mirosuri cu scorțișoară, cu măr, cu, nu știu, ghimbir, toate astea care au gust de turtă dulce. Le ador. Și la farmacia Tei, tot de la Palmer's, mi-am luat și o cremă hidratantă de corp pe care nu o am aici. Este crema mea hidratantă de corp preferată. Și pentru că îmi plac atât de mult produsele lor, mi-am luat și acest unt de corp și de față și tot, care este pentru piele uscată, vitamina E și cu unt de cacao. Este ușor solid, adică e destul de tare, dar odată ce intră în contact cu mâna, se face moale și se topește. Miroase, mamă, numai acum l-am deschis și au venit 15.000 de mirosuri de ciocolată și cacao, miroase genial și vreau să-l folosesc în special pe călcâie, pe genunchi, pe coate. Am aici la mână o zonă care mi se usucă foarte tare, în mare parte în zone care sunt ultra uscate în mod obișnuit și am nevoie de extra hidratare. Și cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut haul-ul de astăzi, știu că au fost super multe produse. Dacă mai vreți să auziți păreri despre un anumit produs, ceva care v-a atras atenția în acest clip, spune puneți-mi în comentarii și poate o să-i fac review sau o să-i fac review pe Instagram. Stați pe aproape și acolo pentru că și acolo postez review-uri și o grămadă de nebunii pentru voi. Nu uitați că postez în fiecare marți și sâmbătă, sunt aici alături de voi. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja ca să fiți la curent cu toate noutățile. Apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să vă anunțe YouTube atunci când postez ceva nou. Și bineînțeles urmăriți-mă și pe Instagram și pe TikTok unde postez un alt fel de conținut. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. V-am pupat. Pa, pa! So fast, all time.